Prostanoizii sunt în arsenalul terapeutic pe care îl avem în tratarea ischemiei critice, printre puținele resurse pe care le avem, fie că le utilizăm ca terapie adjuvantă sau în unică terapie. Așa cum a prezentat și domnul doctor Băilă în lucrarea dânsului, aceasta este publicația în care apare indicația de utilizare a prostanoizilor, unanim recunoscută european, nivel de indicație 1B și grad de evidență B. Cea mai generoasă recomandare a prostanoizilor la nivel european îl are societatea germană, în care clasa de recomandare este 1 și nivelul de evidență este A. După cum vedem, e indicată utilizarea alprostadilului la stadiile 3 și 4 de ischemie Fontan și ileoprostul pentru trombangită obliterantă. Acesta este un facsimil al Ordinului Ministerului Sănătății de la noi. Filozofia utilizării prostanoizilor poate fi sintetizată, așa cum a fost foarte frumos prezentată în lucrarea domnului doctor dinainte, cu toate efectele pe care această clasă de substanțe le are. În final, ceea ce ne face să-l folosim este că îmbunătățesc microcirculația în periferie, mai ales în zonele în care ne interesează, în zonele edematoase adiacente pielei și cele ale țesutului moale de la nivelul piciorului. Utilizându-l perioperator, indiferent câte zile alegem să-l utilizăm înainte, strategia este să-l oprim cu 24 de ore înainte și după intervenția chirurgicală, mai ales ca urmare a efectelor antiagregante pe care acest medicament le are și a riscurilor consecutive de sângerare. De ce e timpul important în ischemia cronică? Odată pentru că piciorul ischemic creează un metabolism care nu convine, un mediu metabolic advers. S-a observat că marcării de inflamație sunt asociați de multe ori cu o creștere a rupturii plăcii coronariene și consecutiva mortalității. Ischemia prelungită se asociază cu o necroză tisulară crescută și cu riscul de sindrom de compartiment ulterior. Și apoi o stenoză aterosclerotică localizată poate deveni o leziune trombotică mai lungă și ceea ce putea fi rezolvat printr-un act simplu, printr-o intervenție percutană, poate să se transforme într-o mare operație. Am selectat aici niște articole în care s-au prezentat efectele utilizării prostanoizilor în ischemia critică. Deși noi le utilizăm de relativ puțin timp, putem observa că sunt studii și mai vechi, încă din 2005, care se ocupă cu care au analizat utilizarea acestui medicament, acestei clase de medicamente asociate cu chirurgia. Algoritmul prin care alegem ce să facem în cazul ischemiei critice este dat mai ales de imagistică. Se produce o separare a pacienților care vor fi abordați fie chirurgical sau prin angioplastie percutană. Și rămânând ca cei care nu se vor bucura de această revascularizare să primească fie tratamentul cu prostanoid, să se încerce, sau în cazurile mai nefericite să ducă la amputație. Nu vă pot prezenta un studiu așa atât de bine pus la punct cum am văzut inițial. Sunt niște imagini, niște cazuri clinice prezentate. Și imaginea de înainte și imaginea acum este un bolnav de 53 de ani care, ca urmare a leziunilor pe care le-ați văzut, a primit o abordare chirurgicală, s-a făcut un bypass iliofemoropopliteu. Vedem și leziunea de la celălalt picior. Acestea sunt niște imagini intraoperatori. Urmarea a fost că după operația pe care a primit-o, la 3 săptămâni s-a adresat pentru rezolvarea prin chirurgie plastică a leziunii pe care o aveți, vedeți. După 2 luni, în schimb, s-a ocluzionat graftul.
s-a reintervenit, s-a efectuat un bypass femoro-popliteu distal cu caf venos și cu evoluție bună. La toți acești bolnavi, aici se vede ocluzia grafului, la toți acești bolnavi s-a asociat alprostadil. Un alt bolnav cu, de 54 de ani cu multipli factori de risc, cu ischemie critică la admisie, cu leziuni trofice, din nou un bypass femoro-popliteu distal, asta e leziunea trofică. Poate vedea și bypass-ul. Un alt caz, un pacient de 62 de ani cu ischemie critică, la care la 6 luni după bypass-ul femoro-popliteu s-a observat că bypass-ul nu mai funcționează datorită subocluziei de la origine. S-a tratat endovascular și evident s-a asociat și al prostatic. Aici se poate vedea. Și un alt caz, o ischemie critică la o pacientă femeie de 75 de ani, la care, la fel, rezolvarea a fost endovasculară. Ce alte indicații am mai observat, în afară de cele clasice? Înainte și după amputațiile mici, în cazul transplantului de piele, și am observat că, per total, alprostadilul intravenos îmbunătățește vindecarea plăgilor. Am asociat aici niște imagini înainte și după tratament. În concluzie, putem spune că, pe experiența noastră, utilizarea alprostadilului nu are nicio influență asupra patenței bypass-urilor, dar ca terapie adjuvantă postoperatorie, am observat că e de ajutor, mai ales în distalizarea nivelului de amputație, așa cum se spunea și într-o lucrare anterioară, unii bolnavi regresează la o clasă de ischemie inferioară.